Iată aplauze, totuși, la această oră să dansezi așa. Micuțule Will, într-un mare final am și eu un zâmbet când ascult muzica și când văd o pereche dansând salsa bine. Vă felicit, ați dansat foarte frumos, ați dansat musical, ați dansat salsa hip-hop la început, nu? Sau ce ai încercat acolo? Bun. Mi-a plăcut. Poate se puteau mai multe figuri de salsa, dar totuși apreciez faptul că s-a executat piruete ceva mai complexe, care niciunul dintre partenerii, dintre perechile care au fost în seara asta, măcar s-a gândit la așa ceva. Așa că aveți nota 9 la salsa. Nota 9! Beatrice? Ați avut niște prize foarte grele care le-ați realizat bine. 9,5. 9,5. Cornel. Pentru că este 1 și aproape și un sfert, nota 9. Mihai Petre. Voi ați fost singura pereche care a dansat pe muzică. Singurele probleme pe care le-am văzut au fost acolo cu brațele, la mațele încurcate, ce jucați voi. Dar ați ieșit cu bine, am avut emoții pentru finalul ăsta, am apreciat faptul că v-ați oprit în poza aia care era una diformă, dar era o poză, ați putut să rămâneți acolo. Cea mai bună salsă de până acum, felicitări, 9,5. 9,5! 9,5! Emilia Popescu, nota secretă. Bun! Vom afla la final. Mulțumesc frumos! Doamnele să tacă puțin sus acolo, iar eu spun așa, doamnelor și domnilor, timpul alocat votului s-a epuizat. Deci, spun stop vot, din acest moment niciun vot nu mai poate fi luat în considerare. Și pentru ca să avem timp, să vedem ce se întâmplă. Doamna Ruxandra Maxim este aici cu noi și avem acum un dans. Avem un dans. Eu am să plec din platou pentru că nu o să mai am loc. Vor veni toate trupele care au dansat în această seară. Trupele de dans popular, trupa baletului nostru, o să fie o nebunie aici, în platou. Deci, încă nu s-au pregătit. Cum? Cum? Să danseze micuțul Will până vin trupele? Nu, am glumit. E oră târzie. Emilia, dacă tot avem timp acum până se adună toți, spune-mi părerea ta despre această seară. Cu salsa m-ați omorât. Deci, eu nu te-am omorât cu nimic. Ai e adevărat, ai fost foarte cu minte astăzi seară. Zi. Față de prima ediție, de prima emisiune, când a fost așa puternică și spectaculoasă, da? Oare s-o acoperim pe Greta sau nu? Regizoarea noastră de platou. Las-o, zi. Față de prima ediție care a fost spectaculoasă, a fost o ediție mult mai slabă, mai lipsită de energie, dar nu putem să cerem prea mult. Ei abia acum sunt la începutul, acum se descoperă, acum devin perechi. Octavian Strunilă cu Ela și Adela, prin ultimul ei dans, au fost mai, din punctul meu de vedere, al interpretării, al energiei, au fost mai în față, să spun așa, mai plin de viață. Mai proaspeți. Sau mai în stilul dansului. A ceea ce au avut de dansat. Eu sunt convinsă că Doinița o să-și revină, o să-și învingă emoția. E adevărat că pe platou o să tragi mai multe duble, nu e în direct și apoi asta nu e meseria ei. Deci eu înțeleg foarte bine, n-are legătură cu faptul dacă ești actor, trebuie să te descurci mai bine pe un ring de dans.
Jorge a fost o surpriză pentru mine, și Ana Maria Iordan, pe care o apreciez și o admir foarte mult pentru vivacitatea și energia ei. E foarte pozitivă. Nu a reușit, n-au reușit să suplinească doar prin atitudinea pozitivă ce au avut de făcut. A fost spectacolul din seara asta, l-a făcut Neamărin și trupa. Ca întotdeauna când vine vorba de folclor, Trebuie să fim cinstiți, să ne gândim că într-adevăr el a făcut spectacolul și trupa lor de folclor. Dar este o ediție, mai sunt altele și sunt convinsă că își vor reveni și vom avea parte de interpretări spectaculoase. Ca să înțeleg bine, de spectacolul pentru televiziune a existat, show-ul existat, practic, dar spectacolul între ghilimele al, sau dacă vrei, performanța concurenților în această seară nu se compară cu săptămâna trecută. A fost mai multă nesiguranță și mai mult chin și mai multă forță. E adevărat.